Bine v-am găsit la încă un episod Bravo Stil Backstage. Sunt Bianca Iordache și, așa cum v-am obișnuit până acum, din când în când vă oferim imagini noi, reale, nedifuzate până acum la televizor și nici în mediul online. Bravo Stil este o emisiune nu doar despre stil și skills, ci și despre punctualitate. Organizarea este un factor extrem de important pentru ca filmările să iasă conform desfășurătorului. Dar cineva se pare că a cam dat programul peste cap. Cine să fie oare? Andreea, tu să fii? Haideți să vedem. Unde e Andreea? E, cât e ceasul? E 10 și 10. Aici la treazi, aici. La 9, eu am fost la 8:30. Că din Berceni nu știu cât fac. Deci unde e Andreea? Mai lăsați, eu facem. A dormit și ea la Iubi și a avut o noapte productivă și acum e vine ea. Vine odihnită. Vine zen, fresh. Da. Bună dimineața! Scuzați de întârziere. Da, vorbeați de mine. Eu după față zic că teoria mea stă în picioare. A venit dulceața? Era fresh, nu? Are limbet larg. Da. Ce? Nu te vedem, ești bine? Deja m-ați luat! Ia bună! Uite, are față luminoasă și zâmbetul până la urechi, teoria mea sunt în picioare, nu știu ce vreți voi să spune. Ce te urmă? Păi că nu beam, între pe mine. Dar unde ai fost? Dar de unde știi tu, Iris? Ai văzut că am o dreptate? Dar de unde știi, Iris? Păi așa mă gândesc eu, nu? Dacă ai o viață noroasă, eu mereu sunt așa. Trebuie să fiu ideea. Dar stai un pic, chiar, ce te urmă? Mai exact. Ai fost la Iubi? L-ai petrecut noaptea la Iubi. Și te-ai trezit mai târziu dimineață. Nu, m-am trezit chiar foarte devreme, doar că este mai departe decât stau eu. Și atunci nu sunt atât de obișnuită să plec atât de devreme. Da, am petrecut. Deci am doar de reacțiris, da? Păi am zis vreodată că nu. A, și se sizat că ai venit foarte cu o față luminoasă, zâmbind. Da. Mulțumesc. Ești bine? Sunt bine, da. Dacă știi că prietenul tău stă mai departe, nu-ți calculezi și tu pe marja de timp, așa? Ba da, când mi-am comandat... Ba da, mi-am calculat asta. Și când mi-am comandat, ghiși ce? Mi-a zis că ajunge 20 minute. Și-am dat și p*** de aferea. Și am pierdut mult timp atunci. Dar de ce nu te-ai adus și mai eu? Mai care treabă mai și el. Păi să nu mai ai. Nu se vale. Noi am vrut să aflăm totuși adevărul din spatele declarațiilor Andrei, așa că am invitat-o aici la Bravo Stil Backstage pentru a ne spune mai multe detalii. Vă invit să urmăriți. Motivul întârzierii mele a fost, da, faptul că nu am dormit acasă la mine. Unde am dormit era mai departe de platou. A durat super mult să vină și taxiul, vreo 20 minute am așteptat doar să vină. Și apoi drumul înapoi, asta a fost tot. Dar și Iris a întârziat mult mai mult decât mine din pricina faptului că a dormit. De ce nu vorbim despre asta? Ea spune. Da, n-a întrebat-o nimeni unde a fost. Bun, dar spune-mi ce se întâmplă în momentul în care voi, concurentele de la Bravo Stil, întârziați. Pentru că organizarea la Bravo Stil este una foarte bună, este foarte bine pusă la punct și în momentul în care una din concurente întârzie, automat desfășurătorul ușor. În cazul meu, când am întârziat, eu nu s-a decalat nimic. Nimic? Nu, pentru că atunci când am întârziat, încă mai erau fete la machiaj și atunci n-am fost așteptată, adică faptul că încă mai erau fete care așteptau să fie machiate arată faptul că nu s-a decalat. Dar ia spune-ne tu nouă, te rog tare mult, Iris ne-a vorbit săptămâna trecută despre acel iubit pe care voi l-ați avea de împărțit. Știi despre ce vorbește lumea în online? Eu știu, dar nu avem nimic de împărțit, cel păi puțin... Nu. Asta a afirmat și ea, dar așa este, era supranumit acest băiat, da. Legătura dintre voi două. E vorba de băiatul ăsta cu care Andreea are o relație sau, mă rog, îi privește.
eu i-am menționat numele, l-am dat în competiție, dar am observat că lumea are această, nu știu, plăcere de a dezvolta, de a abera, de a... Eu nu-l cunosc personal, nu am avut luat contact cu el, în afară de în mediul online, mi-am schimbat două, trei replici legate de faptul că eu i-am menționat numele în emisiune și așa mai departe, pentru că el cumva mi-a lansat-o, adică mi-a dus-o la fileu, pentru că el, mă rog, face niște live-uri, e streamer, face niște live-uri pe o platformă, iar acolo s-a creat un mic joculeț între el și cel mai bun prieten al lui, care sunt foarte cunoscuți în online, că el cumva prietenul lui ar ține cu Andreea, iar el, persoana despre care este vorba, ar ține cu mine. Iată. Da, în această competiție. Și eu mi-am dat seama că e posibil să fie acolo așa o fake news ceva, ca să creeze controversă, ca mai apoi să dezvolte și am zis, de ce nu? Hai să mă gândesc și eu o dată în viață ca un antreprenor și să aduc acest subiect în platou, pentru că mi-ar putea aduce cumva o expunere. Și am spus asta asumat și la filmări. Cum stă? Cum e situația mai exact? Cine este el? Ce legătură are el cu Iris? Ce legătură are el cu tine? Păi ce să zic despre el? Am mai zis. E un băiat care face anumite comentarii pe diverse teme, da, live streaming pe internet, printre care și emisiunea Bravo Stil. Da. Are și un prieten și fac amândoi același lucru. La începutul competiției fiecare și-a ales câte o concurentă pe care să o susțină, cu care, nu știu, empatizau mai mult. Dar pe parcurs el cumva și-a schimbat părerea, ca să zic așa, după am început să vorbim și... Aha, deci la început a fost Iris și acum ești tu. Da. Asta este toată povestea. Da, dar ei nu au avut o... Nu au avut tangențe sau... în fine, mai mult, n-a fost nimic mai mult de atât între ei. Dar între tine și el acum este? Păi este, nu? Este, nu este. Știu, te întreb. A, este, da. Este. Sunt. Da? Da. Și acel iubit de care Iris spunea că ai rămas peste noapte și el este motivul pentru care tu ai întârziat, se referă la el, de fapt. Da, aha, la el se referă, da. Dar nu e el motivul, bineînțeles că nu m-a ținut. Mențiunea ei spun. Să știi ce mi se pare amuzant? Că la un moment dat în acest episod din Bravo Stil Backstage, cu imaginile din culise, Rebecca spune că asta este un fel de strategia ta, deci tot la strategii revenim, da. Că ai vrea tu să atragi atenția asupra ta și prin întârzierea la... Nu, tot Rebecca a zis atunci că e o glumă, adică am simțit-o și am auzit ce a spus și nu o văd chiar ca o afirmație așa, ca o înțepătură. Deci nu vezi ca un adevăr spus în glumă? A, nu, adevărul, cel puțin din partea mea, sigur nu e o strategie să întârzi cu siguranță, că și dacă vin cu o oră înainte, cu siguranță se vor găsi subiecte în care voi fi implicat, adică nu cred că trebuie să întârzi ca să se întâmple lucrul ăsta. Și din partea Rebecca, i-am simțit-o și eu că a fost doar o glumă. Credeți că întârzierile astea ale Andrei sunt intenționate? Nu știu, dar de data asta o iertăm. Orice pentru amor. E intenționat, Andreea? Nu e intenționat, cum să fie intenționat? Te-ai simțit bine? Te-ai distrat? A meritat? A meritat, da. Nu sunt intenționate. Știu eu, fiată. Da. Andreea întârzie pentru că vrea să se vorbească de ea când ajunge mai târziu. Ăsta era răspunsul. Nu cred că întârzi intenționat, cred că a dormit mai mult decât a trebuit și atât. Dacă s-a culcat prea târziu. Nu mai chiar, m-am trezit de vreme, dar v-am spus. A durat în primul rând 20 minute până să ajungă taxiul la mine. Și după aia îți dai seama că dacă a durat doar 20 minute să ajung la mine. Dovadă. Cât a durat să ajung eu de acolo aici. Îți place, Andrei, și vorbească despre ea? Păi nu. Normal că îi place. Păi nu ce? Normal că îi place să se vorbească despre ea. Nu cred că am târziat intenționat. Cred că îi place să se vorbească despre ea. Cred că s-a simțit și foarte mișto aseară. Și să vedem dacă astăzi e obosită și cu ce accesorii a venit. Că data trecută am zis că a fost mai bine. Acum să vedem care e vinovatul, de fapt. Acum se vede. Dar poți să vezi un accesoriu de pe acum. Ok, bine. Da, mă, dar stai puțin că... Acum vom vedea dacă iubitul Andrei este vinovat de lipsa accesoriilor. Hai, sau... Păi nu, că n-ai zis că te-a defocusat, că de când ești îndrăgostită. Parcă asta a fost subiectul, da? Am vrea ce te-ai vopsit.
Nu, dar acum vom vedea dacă are o influență bună iubitul Andrei asupra ei sau nu. Și trebuie să ne dăm binecuvântarea din acest punct de vedere. Dacă Andrei aduce competiția la un alt nivel, în jos sau în sus. Să vedem. Strategie sau nu, punctualitate sau întârziere, cert este că toată echipa Bravo Steel face o treabă de minune și se adaptează oricărei situații. Aici se încheie episodul de astăzi, eu sunt Bianca Iordache și ne revedem curând cu un nou episod. Fiți cu ochii pe noi chiar aici la WOW News.